Salutare, prieteni, și felicitări cu sosirea primăverii! După like-urile și comentariile de la episodul trecut, top 10 replicele condamnaților la moarte înainte execuției, îmi dau seama că v-a plăcut această temă, la fel și mie, și m-am hotărât să mai fac un episod asemănător, doar că de data asta va fi despre celebrități. Deci urmează top 20, ultime cuvinte ale celebrităților pe patul de moarte. Să începem! Știu că ai venit să mă omori. Trage, fricosule, nu faci altceva decât să omori un om. Au fost ultimele cuvinte rostite de cunoscutul revoluționar argentinian Che Guevara către un soldat bolivian care venise să-l omoare. Pleacă de aici! Ultimele cuvinte sunt pentru proștii care nu au apucat să spună destule. Au fost vorbele spuse de Karl Marx, menajerii, care îl întreba care sunt ultimele sale cuvinte. A muri e ușor, comedie e grea. A rostit plin de umor până în ultima clipă scriitorul irlandez și laureatul premiului Nobel George Bernard Shaw. Filosoful și scriitorul francez Voltaire, aflându-se pe patul de moarte, a fost întrebat de preot dacă se lasă de satana, iar el a răspuns: acum, dragul meu, nu este momentul să-mi fac dușmani. Relaxează-te, nu o să doară. Au fost ultimele cuvinte scrise de Hunter Thompson, jurnalistul și autorul american, înainte de a se împușca. Este cineva rănit? Au fost ultimele cuvinte rostite de președintele american John Kennedy către soția sa, după ce a fost împușcat în timpul unei manifestații la care participa. Dumnezeu mă va ierta, e lucrul lui, a spus înainte de moarte poetul german Heinrich Heine. Mâine nu voi mai fi aici. A fost ultima prezicere făcută de Nostradamus pe patul de moarte. Mi-am îndeplinit misiunea pe lumea asta. Au fost ultimele vorbe ale marelui geniu Albert Einstein. Nu plânge, are să-mi fie mai bine și am să-ți pregătesc un loc în paradis, i-a spus Bob Marley, bolnav de cancer, iubitei sale. La dracu, nici să nu te gândești să-l rogi pe Dumnezeu să mă ajute, i-a spus Joan Crawford, menajerii sale, care știind că actrița urma să moară, a început să se roage cu voce tare. Să beți în cinstea mea, a spus pictorul Pablo Picasso. M-am plictisit de toate astea, au fost ultimele cuvinte ale lui Winston Churchill, rostite înainte de a intra în comă și a muri 9 zile mai târziu. Pierd. A fost ultimul cuvânt al cântărețului american Frank Sinatra. Nu te teme, nu e încărcat. Au fost ultimele cuvinte ale muzicianului Terry Cat în momentul în care și-a pus pistolul la tâmplă și a apăsat trăgaciul. Trăiesc! A strigat împăratul roman Caligula în timp ce era ucis de soldații săi. Mor, te rog, adu-mi o scobitoare! A rostit Alfred Jarry, un scriitor și dramaturg absurd francez. Aș vrea să schiez, a spus comicul celebru Stan Laurel. O, domnule Laurel, schiați? L-a întrebat asistenta medicală. Nu, dar mai degrabă aș schia decât să fac ce fac acum. L-am supărat pe Dumnezeu și întreaga omenire, pentru că opera mea nu are calitatea pe care ar fi trebuit să o aibă, a spus Leonardo da Vinci pe patul de moarte. Și unele din cele mai celebre cuvinte din istorie, rostite înainte de moarte, aparțin lui Cezar și sunt următoarele: și tu, Brutus, și au fost spuse atunci când a fost asasinat de câțiva conspiratori, printre care era și fiul său adoptiv, Brutus. Cam atât pentru astăzi, prieteni. Nu uitați de like, subscribe, share, lăsați părerile voastre în secțiunea comentarii, iar în continuare puteți urmări 10 replicele condamnaților la moarte sau 10 cei mai periculoși vulcani. Pe curând! În comă și a muri 9 zile mai târziu. Pierd a fost ultimul cuvânt al cântărețului american Frank Sinatra. Nu te teme, nu e încărcat. Au fost ultimele cuvinte ale muzicianului Terry Cat în momentul în care și-a pus pistolul la tâmplă și a apăsat trăgaciul. Trăiesc! A strigat împăratul roman Caligula în timp ce era ucis de soldații săi. Mor, te rog, adu-mi o scobitoare! A rostit Alfred Jarry, un scriitor și dramaturg absurd francez. Aș vrea să schiez. Salutare, prieteni, și felicitări cu sosirea primăverii!
După like-urile și comentariile de la episodul trecut, top 10 replici ale condamnaților la moarte înainte execuției, îmi dau seama că v-a plăcut această temă, la fel și mie, și m-am hotărât să mai fac un episod asemănător, doar că de data asta va fi despre celebrități. Deci urmează top 20 ultime cuvinte ale celebrităților pe patul de moarte. Să începem! Știu că ai venit să mă omori. Trage, fricosule, nu faci altceva decât să omori un om. Au fost ultimele cuvinte rostite de cunoscutul revoluționar argentinian Che Guevara către un soldat bolivian care venise să-l omoare. Trează-te, nu o să doară. Au fost ultimele cuvinte scrise de Hunter Thompson, jurnalistul și autorul american, înainte de a se împușca. Este cineva rănit? Au fost ultimele cuvinte rostite de președintele american John Kennedy către soția sa, după ce a fost împușcat în timpul unei manifestații la care participa. Dumnezeu mă va ierta, e lucrul lui, a spus înainte de moarte poetul german Heinrich Heine. Mâine nu voi mai fi aici, a fost ultima prezicere făcută de Nostradamus pe patul de moarte. Mi-am îndeplinit misiunea pe lumea asta, au fost ultimele vorbe ale marelui geniu Albert Einstein. Nu plânge, are să-mi fie mai bine și am să-ți pregătesc un loc în paradis, i-a spus Bob Marley, bolnav de cancer iubitei sale. La dracu, nici să nu te gândești să-l rogi pe Dumnezeu să mă ajute, i-a spus Joan Crawford menajerii sale, care știind că actrița urma să moară, a început să se roage cu voce tare. Să beți în cinstea mea, a spus pictorul Pablo Picasso. M-am plictisit de toate astea, au fost ultimele cuvinte ale lui Winston Churchill, rostite înainte de a intra în... Pleacă de aici! Ultimele cuvinte sunt pentru proștii care nu au apucat să spună destule. Au fost vorbele spuse de Karl Marx, menajerii, care îl întreba care sunt ultimele sale cuvinte. A muri e ușor, comedie e grea, a rostit plin de umor până în ultima clipă scriitorul irlandez și laureatul premiului Nobel George Bernard Shaw. Filosoful și scriitorul francez Voltaire, aflându-se pe patul de moarte, a fost întrebat de preot dacă se lasă de satana, iar el a răspuns: acum, dragul meu, nu este momentul să-mi fac dușmani. Relaxează, a spus Leonardo da Vinci pe patul de moarte. Și unele din cele mai celebre cuvinte din istorie, rostite înainte de moarte, aparțin lui Cezar și sunt următoarele: și tu, Brutus! Și au fost spuse atunci când a fost asasinat de câțiva conspiratori, printre care era și fiul său adoptiv, Brutus. Cam atât pentru astăzi, prieteni. Nu uitați de like, subscribe, share, lăsați părerile voastre în secțiunea comentarii, iar în continuare puteți urmări 10 replicele condamnaților la moarte sau 10 cei mai periculoși vulcani. Pe curând! În comă și a muri 9 zile mai târziu. Pierd. A fost ultimul cuvânt al cântărețului american Frank Sinatra. Nu te teme, nu e încărcat. Au fost ultimele cuvinte ale muzicianului Terry Cat în momentul în care și-a pus pistolul la tâmplă și a apăsat trăgaciul. Trăiesc! A strigat împăratul roman Caligula în timp ce era ucis de soldații săi. Mor, te rog, adu-mi o scobitoare! A rostit Alfred Jerry, un scriitor, și spuns: acum, dragul meu, nu este momentul să-mi fac dușmani. Relaxează-te, nu o să doară. Au fost ultimele cuvinte scrise de Hunter Thompson, jurnalistul și autorul american, înainte de a se împușca. Este cineva rănit? Au fost ultimele cuvinte rostite de președintele american John Kennedy către soția sa, după ce a fost împușcat în timpul unei manifestații la care participa. Dumnezeu mă va ierta, e lucrul lui, a spus înainte de moarte poetul german Heinrich Heine. Mâine nu voi mai fi aici, a fost ultima prezicere făcută de Nostradamus pe patul de moarte. Mi-am îndeplinit misiunea pe lumea asta, au fost ultimele vorbe ale marelui geniu Albert Einstein. Nu plânge, are să-mi fie mai bine și am să-ți pregătesc un loc în paradis, i-a spus Bob Marley, bolnav de cancer iubitei sale. La dracu, nici să nu te gândești să-l rogi pe Dumnezeu să mă ajute, i-a spus Joan Crawford menajerii sale, care știind că actrița urma să moară, a început să se roage cu voce tare. Salutare, prieteni, și felicitări cu sosirea primăverii!
După like-urile și comentariile de la episodul trecut, top 10 replici ale condamnaților la moarte înainte execuției, îmi dau seama că v-a plăcut această temă, la fel și mie, și m-am hotărât să mai fac un episod asemănător, doar că de data asta va fi despre celebrități. Deci urmează top 20 ultime cuvinte ale celebrităților pe patul de moarte. Să începem! Știu că ai venit să mă omori. Trage, fricosule, nu faci altceva decât să omori un om. Au fost ultimele cuvinte rostite de cunoscutul revoluționar argentinian Che Guevara către un soldat bolivian care venise să-l omoare. Pleacă de aici. Ultimele cuvinte sunt pentru proștii care nu au apucat să spună destule. Au fost vorbele spuse de Karl Marx, menajerii, care îl întreba care sunt ultimele sale cuvinte. A muri e ușor, comedie e grea. A rostit plin de umor până în ultima clipă scriitorul irlandez și laureatul premiului Nobel George Bernard Shaw. Filosoful și scriitorul francez Voltaire, aflându-se pe patul de moarte, a fost întrebat de preot dacă se lasă de satana, iar el a răspuns: „Să beți în cinstea mea”, a spus pictorul Pablo Picasso. M-am plictisit de toate astea. Au fost ultimele cuvinte ale lui Winston Churchill, rostite înainte de a intra în comă și a muri 9 zile mai târziu. Pierd a fost ultimul cuvânt al cântărețului american Frank Sinatra. Nu te teme, nu e încărcat. Au fost ultimele cuvinte ale muzicianului Terry Cat, în momentul în care și-a pus pistolul la tâmplă și a apăsat trăgaciul. Trăiesc! A strigat împăratul roman Caligula, în timp ce era ucis de soldații săi. Mor, te rog, adu-mi o scobitoare, a rostit Alfred Jarry, un scriitor și dramaturg absurd francez. Aș vrea să schiez, a spus comicul celebru Stan Laurel. O, domnule Laurel, schiați? L-a întrebat asistenta medicală. Nu, dar mai degrabă aș schia decât să fac ce fac acum. L-am supărat pe Dumnezeu și întreaga omenire, pentru că opera mea nu are calitatea pe care ar fi trebuit să o aibă, dramaturg absurd francez. Aș vrea să schiez. Salutare, prieteni, și felicitări cu sosirea primăverii. După like-urile și comentariile de la episodul trecut, top 10 replici ale condamnaților la moarte înainte execuției, îmi dau seama că v-a plăcut această temă, la fel și mie, și m-am hotărât să mai fac un episod asemănător, doar că de data asta va fi despre celebrități. Deci urmează top 20 ultime cuvinte ale celebrităților pe patul de moarte. Să începem! Știu că ai venit să mă omori. Trage, fricosule, nu faci altceva decât să omori un om. Au fost ultimele cuvinte rostite de cunoscutul revoluționar argentinian Che Guevara către un soldat bolivian care venise să-l omoare. Trează-te, nu o să doară. Au fost ultimele cuvinte scrise de Hunter Thompson, jurnalistul și autorul american, înainte de a se împușca. Este cineva rănit? Au fost ultimele cuvinte rostite de președintele american John Kennedy către soția sa, după ce a fost împușcat în timpul unei manifestații la care participa. Dumnezeu mă va ierta, e lucrul lui, a spus înainte de moarte poetul german Heinrich Heine. Mâine